Schimbare la vârful Inspectoratului Școlar Județean. Dana Constantinescu a fost înlocuită cu Marcela Mrejeru. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă. Dacă ai o atitudine de învins când părăsești o funcție, înseamnă că nu e suficient de stăpân pe tine ca să știi că ești mai mult de atât. Din punctul meu de vedere, eu sunt recunoscătoare că viața profesională m-a adus în acest punct, că am reușit să învăț foarte multe lucruri despre acest sistem, cele mai multe lucruri neplăcute, și am reușit să pătrund în cele mai profunde detalii ale sistemului de educație din județul Gorj. Repet, nu plăcute. Fostul inspector școlar și-a prezentat bilanțul muncii pe perioada cât a deținut funcția de inspector șef. Am încercat să nu stau degeaba. Am încercat să fac lucruri și să las o urmă în locul în care am fost prezentă. Încă de la preluarea acestei funcții, greșit numită de alții mandat, pentru că un mandat este în urma unui concurs, încă de la preluarea acestei funcții, am debutat, să spun așa, prin înființarea Centrului Județean de Excelență Gorj, CEX-ul, cum este mai bine cunoscut între profesori. Este o chestiune pe care inspectoratul școlar trebuia să o facă de foarte mulți ani. Este o recunoaștere a valorii profesorilor și a valorii elevilor județului Gorj. Dana Constantinescu se va întoarce la catedră, fiind profesor titular de limba engleză la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu.